Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit la noua noastră emisiune Știrile despre Flori. Sunt Andreea Esca. Da, nu sunt, am mai râs odată că sunt Andreea Esca. Săptămâna asta ne-am distrat foarte, foarte mult cu aceste tuburi de irigație. Nici mai mult, nici mai puțin decât niște tuburi de irigație. Am putea să facem niște dintre asta, dar cred că nu-i ce trebuie. Săptămâna asta este despre improvizație. Așa, pentru că trebuie să recunoaștem, în meseria noastră este plin de improvizație. Sunt foarte mulți care improvizează. Asta n-ar fi neapărat o problemă. Problema este că mulți improvizează și prost. Dar ce să le facem, asta este. Împreună cu colegii mei am făcut acest suport magnific, o să vă explic de îndată. Am luat niște furtuni dintre ăsta de irigație, l-aveam prin atelier. Așa. Și am tăiat bucăți de diferite dimensiuni din el, fără să ne... Hopa! Stai că a plecat furtuna la plimbare. Și după ce am tăiat suficiente bucăți de furtun dintre acesta de irigație, o să-l dau puțin din cadru că ne cam deranjează. Pur și simplu, fără niciun stres, le-am luat pe toate. Din nou, aveți nevoie de o pereche sau de data aceasta chiar două perechi de mâini în plus. Să legați aceste tuburi cu sârmă, fără prea mult stres, e ceva foarte, foarte simplu, pur și simplu le-am pus pe toate la oaltă, le-am legat cu sârmă în două locuri. Vă zic un secret ca să nu vă joace tuburile aici în legătura asta, la bază să veniți cu niște silicon, astfel încât să se fixeze și să aibă și stabilitate, să nu aveți probleme, să nu vă plece tuburile la plimbare. Așa, bun. După ce toate sunt legate, nimic special, nimic cu au-bau, doar dat cu niște spray alb. Și uite cum am ajuns la un suport, cred că și asta intră la categoria ieftin. Dar de săptămâna asta nu vorbim despre ieftin, ci vorbim despre improvizație. Și foarte simplu, nimic complicat, știți că mie nu-mi plac lucrurile complicate și cred că nu puteți zice absolut nimic, că până acum n-ați văzut nimic complicat. Să vedeți ce urmează săptămâna viitoare. Dar cu un pic de creativitate și cu un pic de ingeniozitate, sunt convins că o să reușiți. Am luat niște probete simple de plastic de pe floro.ro și pur și simplu le introducem în aceste tuburi de plastic, în aceste furtune, fără să ne stresăm prea mult, să fie peste tot, astfel încât să putem să punem cât mai multe floricele frumoase în suportul nostru improvizat. Nu uitați să umpleți probetele cu apă și nu uitați de fiecare dată când faceți un aranjament cu eprobete să verificați nivelul apei din eprobete, pentru că florile beau destul de multă apă. Acum am mare grijă să nu penetreze și prin tuburile în care n-ați pus eprobetă. Nu știu dacă auziți pe fundal. Nu cred că se aude. Love, săraca, e lumea viselor. Mulțumesc frumos, Radu, de la Grădina Urbană, pentru aceste flori absolut superbe. Nu știu ce m-aș face fără voi săptămână de săptămână. Ia uite ce aranjamente frumoase reușim să pregătim și să inspirăm mulți, mulți, mulți oameni cu aceste flori minunate. Și iată cum am terminat acest superb aranjament făcut din tuburi de irigație. Așa, cred că e aproximativ gata. Adevărat că cel mai greu în momentul în care fac un aranjament este să mă opresc. De obicei, când îmi dau drumul și pornesc, gata, nu mai pot fi oprit. Na, cam ăsta e aranjamentul nostru. Să nu uitați toate florile să le dați cu finish după ce ați terminat de făcut aranjamentul, să prelungim viața florilor. Așa.
foarte, 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 foarte frumos. Un aranjament simplu, pe improvizație. Să sperăm că asta nu e o improvizație proastă. Sper să vă placă, să vă inspire, să faceți și voi acasă, să faceți aranjamente frumoase. Să nu uitați să vă cumpărați flori în fiecare zi sau măcar, hai, fie o dată pe săptămână. Și, bineînțeles, ne vedem săptămâna viitoare că v-am pregătit un aranjament atât de frumos. Bine, vă pup, să aveți o săptămână minunată. Pa, pa! Și nu uitați să dați like și comment și share oriunde vedeți Daniel Nora Influencer pe Facebook, pe Instagram, să dați subscribe la canalul meu de YouTube, neapărat, bineînțeles, că altfel când ajunge celebru mă fac că nu vă mai cunosc. Păcat că nu pot să fac dintr-o alea. Da. Așa. Da, să pară că-s mai multe, da. Așa. Fără așa. Ar fi bine să evităm așa. Mai zic o dată să, ca să nu fie ceva cu în partea din fund. Grea viața de influencer.